minut, două minute. Haideți să vedem proiectul la care vă invităm să fiți parte în această seară, Satul Speranței, casele modulare pe care ne-am gândit să le ducem și astăzi multe tineri au plecat de la Sibiu spre Rădăuți. Haideți să vedem imagine. În acest moment, containerele modulare sunt încărcate pe platformă și vor pleca de la Sibiu spre Rădăuți, acolo unde, în scurt timp, va fi construit Satul Speranței, un loc special dedicat femeilor și copiilor din Ucraina, nevoiți să-și abandoneze locuințele din cauza războiului. Avem un modul tip dormitor, el este utilat cu paturi metalice suprapozabile, saltele noi nouțe, masă și două scaune de lemn. Este dotat cu aparat de aer condiționat, care poate fi folosit și pe post de aparat pentru încălzire.